dimineața, fraților! Am plecat către Balta, la roata Mihăiță, așa se numește o baltă lângă Jiu, zona Ișalnița. O să mă întâlnesc acolo cu prietenul meu, David. O să pescuim la crap și la ten. Pescuim cu boilisurile, peletele de la Felene Carpeți, prietenii noștri de la Felene Carpeți. Ținem să-i salutăm și să le mulțumim pentru ajutorul oferit. Stați aproape de noi, o să urmeze o partidă super interesantă cu pești, zic eu, mari, pești de peste 10 kg. Încă o dată țin să le mulțumesc și băieților și prietenilor care ne-au susținut în partea de donații și susținere aflată în descriere. Mulțumită vouă, reușim să facem partidele cât mai frumoase, reușim să ajungem la partide de pescuit peste tot, în toate județele, Mehedinți, Dolj, Olt. Urmează partide super interesante în Dâlțe din apropierea Craiovei, urmează partide super interesante la Dunăre, la Olt, la Jiu. O să pescuim și la Clom, țineți aproape de noi, pe canalul de YouTube Pescuit pe Sălbatic cu Bai Militarul Cristian Daniel. Anul ăsta o să fie plin de partide super interesante. Vă așteptăm cu like-uri, cu subscribe, vă așteptăm cu comentarii, secțiunea de comentarii, cu susținere. Ne ajută foarte mult să facem cât mai multe partide pentru voi și alături de voi. Eu sunt Cristian Militaru, ne vedem pe baltă! Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod pe canalul de YouTube Pescuit pe Sălbatic, Bai Militarul Cristian Daniel. Suntem pe o baltă nouă pentru noi. Astăzi vom face o partidă de pescuit spric la Crab Cras. Bun, sunt alături de prietenul meu David. Salut! Te salut, David! Salut! Bine ai venit! Astăzi vom pescui exclusiv la produsele de la Felene Carp Baits. Le mulțumim frumos pe această cale pentru susținere. Partidă de crab clasic. Pescui la boilis, pelete, boilisuri pentru cărlig half and half, totul de la Felene Carp Baits. Îi puteți găsi pe site www.felenecarpbaits.ro, pe Facebook-ul Felene Carp Baits, pe Instagram, la numărul de telefon ce îl voi afișa în descrierea videoclipului, vă voi lăsa și link-urile de la Felene Carp Baits. Bun, cum abordezi partida de astăzi, David? Spune-ne, te rog, ceva. Eu o să pescuiesc plantat. Am dus două lansete mal opus și o lansetă pe mijlocul bălții cu un elicopter, într-un elicopter. În scopul, mă gândesc că montura se va afunda în mâl, satul lacului fiind de mare parte mălos, iar cârligul va rămâne la suprafață. Nu ne adim mult, ne adim puțin, având în vedere că facem o partidă scurtă. Și în această partidă personal vizez peștele mare, deci am decis să las și riguri și fire de păr mai lungi. Spune-mi ce ai folosit pentru nădire. Boilisurile de căpțună. Pentru nădire am folosit boilisurile Storm de la Cean și boilisurile Strawberry Squid de la Octopus, tăiate și aditivate cu dip și puțin hidratate. Lăsate 24 de ore la muiat. Și am văzut că pe una din montura elicopter ai pus și un săculeț PVA. Da. Un săculeț solubil, în care ai pus și peletele de halibut. Am văzut că ai pus o mână de pelete și... Da, am zis să avem puțin mai mult miros, puțin mai mult ulei, mai ales că apa a început să încălzească. Și să sperăm că pe calea asta vom avea cât mai multe prezentări. Ținem să precizăm că toată gama de la Felene Carp Baits este pe bază de făină de pește. Birele pentru nădit, bolisurile pentru cârlig, până și ground bait-ul, este tot fish meal. Ground bait-ul, bineînțeles, se poate folosi și la momitor, se poate pune și în punga de nădire. Avem și o pastă solubilă, foarte interesantă. O pastă boilis, pe care o putem pune pe momitor. Și de ce nu putem și depui și bolisurile, dacă vrem o mărime mai mare sau și bolisurile și pe plumb, dacă vrem un plus de atracție, special în perioada rece. Da, sigur că da. Avem tot felul de aditiv, primiți lapte de porumb, melasă, strawberry and squid octopus, acid de îmbutiric și ananas. Și toate complementare și... cu aromele de la bile. Da,
totul se completează foarte, foarte bine. Adică sunt într-o... Deci puteți găsi gama completă. Gama completă. Pastă, bile și dip cu aceleași arome. Da. Plus bilele de cârlig care tot așa au aceleași arome și sunt și ele dipuite. În primul rând. Și sunt niște bile half and half, adică puțin flotante. Eu din ce le-am probat pe monturile pe care le-am făcut, sunt ok, se ridică destul de bine, se ridică foarte, foarte puțin încât să vârful cârligului să acteze cât mai bine. Bun, cam asta este începutul nostru de partidă, revenim cu detalii, felene car băieți e lângă noi, nu uitați să vă abonați, ne vedem! O montură destul de simplă, un plumb pierdut, anti-tangle, cârlig cu un line-on-line și două boabe simple de porumb. Asta e tot ce vom pune, vom mădi exclusiv cu semințe din avomodel, iar peștele vizat pentru această lansetă este tenul. A doua montura este un elicopter făcut pe segment de LED core, iar în vârf e atașat un mix secure solubil cu pelete, bile sparte și semințe preparate. Acum vă întrebați probabil de ce folosesc elicopter la pescuit plantat. Răspunsul este simplu. Fundul bălții este mălos. Și din acest motiv, când elicopterul ajunge pe fund, plumbul se afundă în mâl, iar montura rămâne la suprafață. Ca să asigur o înțepare mai bună, am folosit o montură combi cu un fir rigid de la Carp Expert și un fir textil ceva mai subțire. Bun. Astăzi, spre deosebire de colegul meu David, eu voi pescui doar pe montură inline. El pescuiește plantat, plantează cu avomodelul. Eu voi pescui la pungi solubile. Pentru asta avem nevoie de un plumb long cast, da? Cu codiță destul de mare. Introducem firul principal prin plumb. Bun, după care eu îi pun o biluță de cauciuc ca și stopor. Aceasta mi anulează din șocurile pe care le produce plumbul în momentul lansării. Un vârtej. Tăiem surplusul. După care atașez rigul, care are în jur de 10-15 cm. Cam așa arată montura noastră inline. Plumb, după care rigul, boilisul nostru cu aromă de căpșună de la Felene Carp Baits. Bun. Acum să începem prepararea pungii. O să tăiem aceste bile. O să le spargem în 4.
După care le presăm bine, introducem montura noastră. Așa le presăm foarte bine. Și adăugăm câteva pelete de halibut. Bun, suficient. Presăm bine. Ne rotim punga cât să devină cât mai compactă. O umectăm ca să se lipească. Bun. Dăm puțin cu limba pe colțuri și lipim pentru o aerodinamică foarte bună. Da? Cam așa arată lanseul nostru. Domnul David, cum decurge partida până acum? Momentan nicio trăsătură, nicio prezentare. Am avut două bipuri la fetele mele. Și una la mine acum. Încă așteptăm. Să vedem dacă intră ceva. Colegul nostru David pescuiește... Cred că pe toate trei ai plumb pierdut, nu? Pe una am elicopter. A, pe una ai montură elicopter și pe două plumb pierdut. Pe două plumb pierdut. Iar eu pe amândouă am montura inline. Face treabă. Eu nu am nimic cu nimeni, dar așa ceva e incredibil. Un cărășel mic de palmă la snowman. Putem spune primul pește al partidei. Bun. La feeder, pelete de 6 mm. Primul ciortănel. Bun, hai că așteptăm și pe mama lui. Am schimbat peleta, am trecut pe peleta portocalie. Am zis că să măcar să încercăm să ne apropiem de culoarea peletelor noastre cu care înădim. Se pare că am avut rezultat. Asta este ciortănelul nostru. Uitați-vă mustăcioara, codița portocalie. Cum toată lumea are dreptul la viață, să ne facem mari, să îmbătrânim, să murim, așa are și dreptul la viață. La puișor. Primul drill, cu un pește mai serios. A. Ușor. Luată la japcă și asta de spinare, fii atent. Atunci. Run! Avem primul run de la domnul David. Se simte? E bun? Eu zic că bine. Uite cum face ăla. Vrea să fugă, e nervos. Ni s-a schimbat partida, fraților! Ni s-a schimbat partida! Toată ziua am prins numai cărășel la palmă și roșioară. Într-un forțat. Și deodată a început nebunia.
Lăsăm să ieși afir. Las, cu moderație că se bagă în, în stuf. Că vine relativ ok la mal. Nu te uitați, stop, nu te uitați, stop. Nu mai știu ce e, da. Da, ia din cap. Acolo era. Nu s-a agățat. Da, acolo e agățătură. Sau? Nu că-l simt, se vede că dă din cap. Da, trebuie, mamă, vezi că se peste plaură, va. Ia să lăsă peste plaur? Nu, încă nu. Acum e. E peste plaur? Acum e, e, e în dreptul lui. Ia spune când trece de plaur. N-ai decât să-l forțezi. Știu. Nu știu că ai cum. Îți mut rot podul. Hai mă, tata, nu, nu te dăm plavă, hai. Ori se băgă la agățătură, ori se scop prea greu. E la agățătură. Ori 10 plus. Nu știu cum trage. Deci îl pleacă. Da, e posibil să iasă din agățătură, dar să nu... E ușor că trebuie să plece. Pleacă da, singur. E după plaur. Cristi? Da. Nu că pleacă da, de acolo. Pleca, a plecat, pleca. E aici. O luăm cu-a. Sunt peste ea? Da, da. Gata, pot să mă forțez acum. Nu știu fi, dacă e cam să atent. Trebuie... Nu se dăm aer. Păi, trebuie dat aer, da. Stai să... Ia uite-l. Oho! Oho! Crapie. Da, 7 plus. Ce, mă, nu e ten. E ten, ten da. Ten e, da. Da, la din urmă cu semințe pe zona aia de venia asta. Hai că trec, ești sub asta. La mare începe distracția cu tenul. Ia vezi acum ce face. A, uite asta. Deci iată-n frâna slabă. Oho! Mai crezi. Stai de o secundă. Important e că nu plecă din scufă ăla. Da, da. Nu trebuie să ne grăbim acum. Să nu intre aici, n-am găsit pe el. Acum ai început distracția cu tenul. Fui de capul meu cum face. Ce drill extraordinar. De dacă știi cum face. E, eu nu se l-a, nu l-a încolo. Nu vreau să-l... Forțez că scap. Hai că l-aș destul. Hai mai vină și la noi. Hai. Hai mai vină și la noi că l-aș destul.
E urât ce faci acum. Te vede lumea pe cameră când ești cu minte. Păi se poate. Păi se poate. Cutenul totdeauna la mare începe show-ul. Caut. Păi, gata, gata. Da, trebuie, nu trebuie să ne grăbim aici, că... Perfect, ai mijlocul pus bine, dar stai că nu e gata, nu termina. Da, trăiți! Ten! Semințe, porumb. Trei boabe. Da, așa, Cristi, că asta nu e gata. Trebuie să-i dăm să plice mai multe ori. Care-i mira ta? De cât ai firul? 0,35. Nu o țel, nu o rotă pe ăsta nici. Nu, no, stai că vede. Cristi? Da. No. Hai, vino. Stai că ți-l aduc la mincioc. Bă, nu, faci un minciogul și... Nu, rămâi cu minciogul în apă. Sunt cu el în apă, nu-l mișcă. Exact așa ține. Nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Au trebuit și bătățaia de ceva. Hai că am obosit. Ce ești? Am mai obosit. Ai obosit, da. Dacă nu e gata. Cristi? Da. Nu trebuie să aduc, da. Nu. Gata. E mincioc. Da. Stai, lasă-l așa, stai. Stai, stai. Nu te grăbi. Stai. Pune miciocul jos. Cristi, vină tu cu lanseta. Tragem o udare. Ia. Ceva din el, sau? Da, așa. Dăm și noi. Ia uite, frumos de buză. Păi da, ce frumos de te. Păi da, mai poate. Să filmez și eu filmare. Hai, așa, perfect. Ia stai să luăm să nu se rănească în cârlig sau în fir. Plumbul se... Uite așa. Bonus. O albitură. Bă, nu se pierde plumbul. Hai, păi, nu se pierde, e bine. Antiseptic. Nu, normal se pierde, că e cu plumb pierdut. E montură cu plumb pierdut. Când dă în agățătură. Ia, Cristi, haide, ia, în filmare. Gata. Mai e puțină răbdare. Ia, stai un pic, mai plecat. Da, da. Stai. Stai. Dar eu nu trebuie să le fi dat o saltea de aia cu picior. Da, poate o bată băieții, dacă băieții zic că... Acum, hai cu el la apă. Ce ai, bă? Ce zic alea? Am cântarul la mine. Vedem acum. Hai cântăm. Dați-mi mie de trecă, e calm. Gata, acum îi dăm.
Nu, dar ia calci cu ăsta, ia Cristi. Da. Vezi că am cântat un găleata aia. Hai să vedem. Trai cu nostru. Ah. Da, cât are? E ceva de? 20. A? Nu. Nu, kg. Da, da, are cum ea, lasă. Ia, dă-i drumul, dă-i drumul. 11 kg. Nu are, ia. Dă-i drumul, la mâine. 10 kg. 11 kg are. 11 kg și ceva. Pescar, pescar, da. Catch and release. Gata? Da. Ce ai zis, să rămâi sau ce ai zis, să rămâi? Nu, e în... e mincioc. Stai că... Stai că să te butați, îți dai zică. Așa? Trebuie să stă un pic ăsta să-ți revin acum, că e... Dă-i drumul în apă? E variat. Gata, gata. Hai, hai că-i zică. Hai. Bravo! Bate palma, domnul. Este. A revenit partida, băieții. Ce scrie aici? Pescuit pe sărbatic. Bun. 5 plus. 5 plus. Al doilea pește notabil, cum am spus. Am mai avut o serie de pești, dar nu... Pescuit pe sălbatic, baby? Nu foarte. Nu foarte notabil. Ce mult o tinie. Nu cred că vine spre tine. Cred că da. Cum vă simțiți, domnul David, cu al doilea drill? Foarte fericit. Sau foarte obosit? Puțin din ambele, dar încerc să fac abstracție de a doua chestie. Nu știu să am senzația că o scăpă ori înspre mal. Cred că ar trebui să te duci mai bine pe pontonul celălalt, că e mai liber și ai spațiu de joacă. Eu zic că e crap, după cum îl văzui că sări. Și după cum fuge, ia uite-l. Da, e peste 5 kg de siguranță. Da, s-ar putea să fie crab la cum dă din cap. Ho, 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 caras! Nu cred așa ceva! Jură-te! Nu cred așa ceva! Du-te! S-a și dus! S-a și dus! Du-te, du-te! FLN Car Baits, de data asta, ne-a salvat partida. Mulțumim, FLN Car Baits! Domnul David, pauză mai face și noi. Apare nu. Tot la porumb. Da. Porumb aditivat cu aroma de căpșună de la FLN Car Baits. Forcează-l că intră în ăla. Asta fac. Auzi, unde spun asta? Asta de boile să o încinsă sorile. E păcat. Da, de... mai are până acolo. Pe nu, încearcă să dai în dreapta și să-l... Asta fac. Dar nu e nasul asta, o să vă vezi că domnul Petrescu să încearcă să scoată asta de ceva. Da? Nu știu dacă pot. Stai, nu te băgă, nu te băgă.
Eu sunt tot așa. Ia Cristi, urmărește... E un plaur. E un plaur? Da. Este un plaur. Trage-l ca așa, trebuie să așa din aură, tot în zona asta. Trebuie să-l scoți. Ba da, ba da, hai că ești aproape, ești tot așa, dă-i, dă-i, dă-i. A ieșit. A ieșit? Dă-i, 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 că ieși, iese, iese. Plecă? Nu, dar nu iese. Trebuie să iasă, că era în dreptul ei. A, ba? A ieșit, a ieșit, a ieșit. Spune că a ieșit. Bun. Ieși? Da, da. Stai așa. Deci ăsta ori e crap. Vrea să se plimbă. Hop. Vine încoace, pui ușor. Vrea să s-o replecat, nu? Că se știu cum pun eu la încetere. Nu, tot e în ea. Da, tot e. Ce e ten? Da. Îl bași tu, da? Da. Aici, e bun. Unde e? E pe ce? Stai, lasă. Mai trebuie. Mai durează până scoatem. Bun! Al doilea, putem tot așa... Tot așa mare? Mare și frumos. Nu ia nimic deloc. Da. Doar ne păcălea el. Hai, eu. Da, uite. Gata, frate, gata. Aici ăsta e mult mai mare decât al vostru. Aia e mică. Oho, e și tu mai mare. Nu, e mare. E mai gras decât la oțel. E femeie, da, mă. Imediat? Stai, stai că mă duc. Stai să fac și... Gata? Poze? Ia, fă și niște poze. Hai. Așa. Gata. Așa, hai să punem călătorile. Ia, dă-mi aici cântare. Mai în pășoară. În pășoară așa de... Știu, așa, de... După aia îl cântare. Gata, ia. Nu știu cât e. 14 kg. 14 kg. Nu, dar tu puzi și împotriva. Cred că ăla a avut mai mult de 14 kg. Nu, dar nu, trebuia să-l legi mai mult. Te-a spus aici. Bun. Lasă-mă pe mine, că de o vreo. Nu, că e păcat de el. Să vedem aici acum, cum e pe drum, nu? Da, că repede. Vezi? De-aia vă spusei că trebuie să-i dați drumul repede, că el e foarte sensibil. A, așa, gata. Nu, mai trage-l oțelă ușor, așa, înainte și înapoi. A, așa. Da, asta are ceva? E lovit? La spate, da. Din cauza cormoranii. Ori cormoranii, am mai prins eu, nu? Cormoranii. Cormoranii? Da. Și mai sunt și vidre. Nu se vede. Mai lasă, nu, mai lasă. Mai lasă, că nu, ăsta nu e pește să-l lași. Gata, nu, dai drum. Gata. Fraților, am plecat de la baltă. A fost o partidă în care putem să spunem că am ajuns de la agonie la extaz.
o super partidă. Ținem să mulțumim susținătorilor noștri care au accesat linkurile aflate în descriere în secția de donații și susținere. Mulțumim, băieți, numai alături de voi reușim să facem partide de pescuit, să mergem la pescuit, să vă arătăm unde pescuim, cu ce pescuim, ce putem prinde, ce nu prindem. Câteodată sunt zile în care nu se poate prinde. Toată lumea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Ținem să mulțumim din tot sufletul FLN Car Baits. Băieți, sunteți extraordinari. Mulțumită vouă, bilelor voastre și aditivului vostru cu care am aditivat cerealele. Am reușit să luăm acești doi teni superbi de peste 12 kg și peste 14 kg. Mulțumim încă o dată susținătorilor noștri, mulțumim băieților de la FLN Car Baits. Eu sunt Cristian Militaru, pescuit pe sălbatic pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube. Nu uitați să ne dați abonare, dați un mare pumn la butonul de like, vă așteptăm cu comentarii. Noi suntem pescuit pe sălbatic, v-am pupat!